Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul RAUL2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Acum cred că ți-ai tap de la Osiris cu Unity. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod unde o să jucăm cu Unity Hex, deoarece în ultima vreme am văzut foarte, foarte multe comentarii care îmi spun: bă frate, tu ai jucat atâta timp cu Unity Hex, ce s-a întâmplat? Ce te-a făcut să te lași de a juca cu Unity Hex? Sau, nu știu, multe chestii de genul, că mi-am luat Vagbank cu Unity Hex, chestii de genul, și astăzi am să încercăm Unity Hex din nou. Nu mi-am luat nici Vagbank cu Unity Hex, nu am nici ceva cu băieții, încă mi se par super de treabă băieții, mă rog, într-o oarecare măsură super de treabă, deoarece acum o să vă și spun motivul pentru care n-am mai jucat cu Unity. Eu n-am mai jucat cu Unity deoarece am primit propunerea de colaborare de la cei de la Exitium și mi s-a părut un cheat mult mai ca lumea. Oamenii se ocupă mult mai mult de Exitium decât de Unity, adică ăștia băieții de la Unity efectiv n-au mai făcut un update la feature-urile de la cheat de nu știu cât timp. Vă spun sincer, cred că o să încerc acum în match când o să intrăm, cred că până și skin changer-ul încă este buguit, nu știu exact. Eu o să joc cu el ca să văd cum se descurcă în 2021, băieți, deoarece anul ăsta nu cred că am jucat deloc cu Unity și să vă, poate eu mai făcut ceva update minune, poate măcar au rezolvat skin changer-ul. Bă, fraților, dați și voi acolo un like să facem 1500 de like-uri la acest episod, un subscribe dacă mai vreți să vedeți episoarele genul în continuare și nu uitați că la 70.000 de abonați, bă băieți, o să facem încă un live de 12 ore, deoarece v-am promis, din 10 în 10.000 de abonați aveți câte un live stream de 12 ore. O să-i dăm un search pe DAS 12 mine și vedem pe ce ne găsește. Hai să trecem la meci. E, futu-te în aripă. Am început meciul cu un crash corect, băieți, adică dau și eu liniștit așa. Să înceapă meciul, să dau și eu aici un F9, să înceapă filmarea și am luat crash. Nice Unity, nice, îmi place, chiar îmi place Unity, bă băieți, deci să-mi bat picioarele de n-a juca în fiecare zi cu el, mă. O să dau reconnect acum, ce să facem, băieți, deci un punct în minus clar pentru crash-ul ăla, adică efectiv stau și eu stau să dau F9, nici n-am apucat să dau F9 și văd că se blochează jocul, nici măcar nu începuse meciul, adică eram încă în warm-up ăla, dar mai erau 0,01 secunde să înceapă și am luat crash, aparent și audio mi s-a dat pe 0. Hi guys, I'm back, sorry, opa, voice, enable, 1, I'm back guys, sorry. Hai să vedem cum okay, se descurcă. Ok, let's rush. Hai să dăm uraș pe abă, băieți. Aparent skin changer-ul e foarte, foarte șmecher. Eu am un Glock Water Elemental și un M9 Bayonet Autotronic, dar acolo în dreapta jos arată knife și Glock 18, adică nu e nicio problemă. Hai să vedem pe aimbot cum o duce Unity. Deci până acum încă nu au rezolvat problemele în care buguri Unity, dar hai să vedem pe aimbot cum se descurcă. Hai, dă-i rush, frătiuc. Mamă, cât de... Ok, probabil am și eu setările date cam pe low și aimbot-ul meu nici nu e chiar așa de bun, adică aimbot-ul... Hai, 3 kill-uri, băieți, 3 kill-uri. Hai, dă-i rush, puiule, dă-i rush. Ok, vine și băiatul ăla de acolo. Ok. Hai mă băieți, 3 kill-uri în prima rundă. Hai că e bine, stați așa, mamă, dar nici eu mi-am pus mouse într-o poziție de nici nu pot să joc al meu cu el. 4 kill-uri. Dăm un ace în prima rundă. Cer să nu dau chiar o vieză, dar hai să-i dăm un one tap totuși la ăsta. Oh my god. Nice. Am dat mare ace, bă băieți, cred că o să-mi iau kick. Ce a zis? What? Yes. No, bine, I have, what? Yes. Bine, mă, băieți, nice English, mamă, dar mă enervează view modelul ăsta, așa că o să-l schimbă, ăla unde, e unul aici, hai că-l așteptăm pe băiatul ăsta, uite, dă rush, ce prefire nesimțit i-am dat, să mă bată, tata! Ok, bă, că se descurcă băieții mei, ești nebun la cap, hai să dăm repede un plan la bombă, mamă, dar vorbesc în continuu, ăștia n-au Discord, n-au auzit și ei de Discord, de ceva, ăștia vorbesc pe voi, ăștia tu de la ce, n-au nicio treabă, și cum n-ai b-am făcut eu în prima rundă, dar nu înțeleg. Cum ne-am făcut eu în prima rundă 4 kill-uri când, bă, dar spec listul ăla nu l-am? Mamă, iar am avut un mic frame drop, o să-l omor, bravo mă băieți, bravo, stați să-mi fixez și eu view modelul ăsta că mă cam zgârie pe creier. Azi mai un pic, bă băieți, view model offset. Nu stai așa. Bă, până acum mi se pare decent la aimbot, dar ia să vedem, skin-urile le-au rezolvat sau un bug butterfly și iară nu pot să-i dau spec, da, n-au rezolvat. Băi, Unity, chiar așa de greu să rezolv. Uitați, deci efectiv, uitați cât de buguit. Îl iau în mână, dau F și după aia nu mai merge. Uite, dau efectiv, uite. Dacă... E bro, I'm your friend. Deci fiți atenți, bă, băieți, aici, mama, dar vorbește omul ăsta în continuu. Voice enable. O să dau după aia voice enable 1. Deci fiți atenți, bă, băieți, dau F și nu se întâmplă absolut nimic. Și când schimb cuțitul și dau F imediat, dă cu el, îl înfige în ceva, în aer, nu știu. Deci skin changer-ul tot la fel de buguit. De la băieții de la Unity, chiar îmi place că se mențin cu update-urile la fix, dar mă bucur. Adică nu știu, la securitate chiar nu știu. Mulți băieți mi-au zis că și-au luat Vagbank cu Unity, dar asta chiar nu știu dacă e adevărat. O fi adevărat, pentru că până la urmă, dacă nu se ocupă de update la feature-uri, probabil nu s-au ocupat nici de update-uri la securitate. Să schimbăm repede cuțitul că mă măzgârie pe care băgăm un carambit. Păi, măcar la carambit poți să-i dai spec să-l învârți, să pui mei, măcar atâta. Dar oricum,
Acum, probabil că ați văzut de ce nu mai joc cu Unity X, bă, băieți, că efectiv băieții nu au niciun chef să dea update-uri, au văzut că cheat-ul începe să genereze bani de la sine și s-au pișat în ele de update-uri, efectiv n-au mai făcut absolut nimic. Uitați-vă până și în dreapta, mi arată Knife, Tech 9, AK-47 Jaguar, ăsta l-arată, deci AK-ul arată, pe ăsta oricum n-am skin, stați un pic, bă, băieți, să-mi bag skin și pe Tech 9. Hai că aici, mamă, nici nu mai știu cum lucrează skin change-ul ăsta. Cred că de aici trebuie să găsesc undeva Tech 9. Bă, dar merge caracterul. A, gata, Tech 9, ia, bras. L-arată? Nu l-arată. Cred că după ce mor l-arată. AK-47 Jaguarul l-arată. Aici l-am luat la cuțit. Mă enervează că nu apare absolut nimic. Adică cuțitul nu... Și uite wallhack-ul. Wallhack-ul nu merge bine. Am wallhack-ul să văd tot timpul prin perete, dar efectiv mi-arată doar când sunt în fața mea. Mă rog, uite, arată pe ăștia acum, dar nu-i arată tot timpul și nu înțeleg de ce. Spec list-ul are mai merge sau chiar nu stă nimeni spec pe mine? Mamă, ăștia vin din city, hai repede să mă chem pe aici. Deci nu știu, o să văd dacă merge spec list-ul. Dar oricum a dezamăgit. Ia uite, ăsta știe că s-a aici, știe că s-a aici, știe că s-a aici, știe că s-a aici, l-am omorât. Și pe ăsta și pe ăsta, bine. A, ba da, mă, merge. Merge, merge, merge. Spec list-ul, băieții acolo, spec pe mine. Nice, bine, bă, băieți. Hai să aruncăm un fire în sus, de bucurie, așa, de fericire. Hai, mă, că e acceptabil, că de cât ai zis, voi ține-i balonul, că... Poate băieții îmi ziceau acum că am cod, că nu știu ce, când au stat spec pe mine. Purple, eu ar sushi beca. Sus. Eu sushi, doare. Da, ia foarte, man. Ia uză-l cu aia, vrea să-mi dea report, sunt sus, băieți. Purple, hai mori. Venting, bro. You saw me what? Venting, I saw you jump in a vent. Oh my god, no. Yeah. I didn't, man. I didn't jump vent, man. I was just checking the air ventilation, if it's okay. Oh, I shouldn't say that, man. Sorry. Mamă, cu aia ăștia, jucători de Among Us, sunt răiți, mă bat atai să facem încă un kill aici, încă un easy kill. Dacă nu mi-au kick match-ul ăsta, băiți, sau dacă nu fac 50 de kill-uri match-ul ăsta, oh, it's short, last one is short, last one is short, guys. Hai repede să-l omor. Dă repede aici un nade. Hai, mă, dă-te, bă, să dau un nade. Hai, băiatule. Hai, bă, nice, good job, man. Vreau AWP-ul, vreau AWP-ul. Hey, Jonaise-ne cum dă cu AWP-ul, deși încă mă zgrie pe creier chestia aia, cum arată că... Eu am cuțitul default, dar de fapt am caramit. Chestia mă zgârie pe creier. Nu știu, să dau oare un pic pe palat. Hai să încercăm un pic pe palat, băieți. Yeah, bro. I'm smurfing. What's your rank, man? Legendary Eagle. Hai că Legendary Eagle, dacă e într-un match... What? Global 1000? Mamă, nu... Na, nu, cu aia ăștia vorbesc în limba lor, ești nebun la cap. Sau eu prost și nu mai știu să vorbesc engleză. Hai repede să-i dăm un nou scop la băiatul. Uoleu, e unul acolo. Hai, bossule, unul mort. Mai dă pic și ălalalt. Hai, dă-i și tu pic, bossule. Nu, i-am dat 83. Hai, bossule, hai. Dă pic, dă pic, dă pic, dă pic, dă pic. Bine. Bine. 3 kill-uri. Come, it's clear, guys. It's clear, come. Help me. Hai repede, bă, băieți. Because I'm standing side and nobody is there. That's how I know. One jungle. Hai să stăm cu ăsta de jungle. Ce stă Teddy să-l aspect pe mine. Fută-te nari pe Teddy. Fută-te nari pe ăla stă. Unul stă AFK deja, unul s-a lăsat de match. Nice, good job, guys, good job. Hai mă, ăștia ăla deja stă AFK, nu mai are nicio treabă. Ești nebun la cap. Hai să stăm aici camp. Chiar camp, auzi la mine, hai să stăm aici un camp palat. Ca să nu creadă ăștia că am coduri. Că asta-i nașpa, când joci solo. Dacă se prind băieții că ai coduri, îți pot da kick. Și eu cred că, a dat abandon unul deja. Bine. A dat abandon, deja o să bubuie bomba, hai să fugim repede să nu ne ia bomba. O să stau fix aici, fii la 99. Nu a zis nimeni nimic, Teddy ăla era spec mine și n-a zis nimic. Of, doamne, ia uite, a reintrat blinker ăla, am crezut că a dat lift de tot, am crezut că mare surrender, ce ne luăm în a 6-a rundă, dar apare nu ne-am luat surrender, bă, băiți, zicem și noi un pic pe mid runda asta, zic că un pic pe mid, dar merita, bă. Vă spun sincer, cheat-ul e destul de ok pe legit, Unity, deși nu mai, știți că înainte eu ziceam că e cel mai bun pe legit, chestii de genul, bă, chiar era super bun pe legit, nu mai jucasem cu un cheat la fel de bun pe legit, dar de când băieții au început să-și bată joc de el, să nu mai facă update-uri, să, adică știu că avea, rămăsese undetectable pentru, nu știu, de 2 ani aproape, dar acum s-au cam pișat pe el, ci că și-au luat băieții și vac cu el puii mei, deci și-au cam bătut joc de el. Băi, de ce trage mine, bossule? Hai, yes! Yes! Doamne, ce easy kill! Băi, eu cred că fac 40 de kill-uri meciul ăsta, lejer, să-ți nebun la cap dacă în a 6-a rundă am atâtea kill-uri. Deci, na, de când și-au bătut joc de el, nu știu, eu zic că nu mai merită 14 euro pe lună ca să ai un skin changer buguit, să nu ai setări de HVH. Deci, gândiți-vă, are rage bot, adică poți să dai rage cu cheat-ul ăsta, dar i-au scos anti-aimul și era destul de ok pe HVH. Știu că am făcuse cineva odată un config pe HVH pe Unity și mă jucam Wingman atunci când de-abia apăruse Wingman-ul.
Bă, și chiar trăgea super bine, la modul că era super ok, frate, le dădeai tap la ăia, cu alte coduri, vădați, mă, nu dădea tap la aimer, la skill, la pui mei, dar la ăștia cu coduri așa mai frilase, le dădea tap. Acum cred că ți-ai tap de la Osiris cu Unity, deci super sper să la pe HVH, vă spun sincer, adică nici măcar nu ar trebui să te gândești la Unity ca un cheat de HVH, nu, am mai văzut multe comentarii că, bă, frate, poți să folosești Unity ca cheat de HVH? Nu, nu puteți, super, super trash, nu știu, părerea mea, chestia asta, acum faceți ce vreți voi. În loc să dați 14€ pe lună pe Unity, puteți să luați Exitium cu 11€ pe lună, de exemplu, și cu un cod de reducere 10,50€, deci ești mult mai bine și la bani și la calitate. Bă, mă rog, Exitium nu are setări de rage, nu poți să dai rage cu Exitium, dar un semi-rage acolo poți să dai, adică să-ți bagi FOV-ul pe legit în blană, smooth-ul pe 0, silent aim-ul în blană și ia uite cu aia ce armă, să mă bată tata. Take it, take it, man, take it. Să mă bată tata ce armă am putut să-mi iau din greșeală, dar măcar i-am dat drop la băiatul ăsta, un AVP acolo să aibă. Hai să mergem încă un raș pe ea, deci v-am spus, Unity nu mai merită. Am jucat mai mult să vă răspund la întrebarea asta, mi-ați pus foarte, foarte mulți în comentarii. Bă, frate, Unity mai e bun în două... Mamă, cel mai prost smoke. Cred că l-am dat pe prostia, dar nu cred că am dat ca lumea smoke-ul ăla. Mulți dintre voi mă întrebați, bă, frate, merită să cumpăr Unity, merită să nu știu ce, merită nu știu ce. Bă, frate, nu, nu mai merită să vă cumpărați Unity în 2021, decât dacă se hotărăsc băieții într-o bună zi că ar trebui să-i facă un update sau ceva, doar atunci poate o să merită. Dar acum vă spun sincer, în momentul de față când aveți Exitium, aveți multe alte cituri, până și Plague, cred că e mai bun decât Unity, măcar la Plague îi merge skin changer-ul, are setări acolo de semi-rage, dar na, măcar știți ce zic. Oricum sunt foarte, foarte multe cituri care merită peste Unity, nu știu, eu acum nu dau hack cu ceva, băieții de la Unity nu m-au plătit niciodată și și dacă o făceau când vedeam în ce stare e cituri, credeți-mă, decât să primesc, nu, ți-ai luat bloc, frate, deci până și dacă mă plăteau cei de la Unity să le promovez și tu tot îmi ziceam părerea sinceră despre ei, dar gândiți-vă că nu m-au plătit, adică nici măcar nu. Nu am primit niciun ban. Mai făceam eu glume cu alea. Bă, frate, am primit 5 milioane de euro de la Unity, nu știu ce. Nu, frate, nu m-au plătit cu absolut niciun ban. Și dacă mă plăteau tot ziceam ce nu mergea. La dat abandon, cred că de la ei sau de... Ba nu, de la ei, de la ei. Gata, bă, băieți, a dat abandon, s-a enervat băiatul și a băgat sulicioaica, astăzi nebun la cap. Și a băgat sulicioaica. Mamă, doi au dat abandon. Bine, dacă vrei, hai și un surrender, băieți. Și un surrender acolo. Bine, bă, gg, bă, băieți, gg. Bă, fraților, mai pe scurt, câte meciuri am câștigat pe contul ăsta? 4 meciuri, mamă, cât de puțin. Deci, bă, băieți, mai pe scurt, nu merită Unity în 2021. Acum, dacă voi vreți să vi-l luați să-l încercați, puteți, dar mi se pare foarte, foarte scump pentru ceea ce oferă. Adică, cred că vă spun sincer, prețul real al Unity-ului, ca să merite și ca să vi-l recomand și eu, ar trebui să fie de 5€ pe lună, maxim, în cel mai rău caz 5€ pe lună. Nu merită, pur și simplu, bă, băieți. Adică, ok, are OBS Proof, are destul de multe feature-uri, ok, dar să nu-ți meargă skin changer-ul la un cheat de 14€ pe lună, să nu ai o setare, adică ai rage boot-ul ăsta, ok, dar n-ai un anti-aim, un ceva, și până și rage boot-ul ăsta, am jucat un pic cu buții cu rage boot-ul și dădeam miss la legit, mă, frate, la buți, nu la legit, ești nebun la cap, efectiv, trebuia să tragă cu scout-ul de 3 ori ca să nimerească în cap un legit, deci e foarte, foarte slab până și la... HV, așa cum voi faceți ce vreți, eu nu pot să vă zic ceva sau nu, eu personal nu aș cumpăra cheat-ul ăsta, adică la 14€ pe lună am Exitium, am Plague, am nu știu câte alte cheat-uri pe care aș putea să le cumpăr în locul Unity X-ului. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați-vă acolo online, facem 1500 de like-uri, ați văzut că la legit încă se descurcă destul de ok, deși eu am cam dat destul de obvious cu el, dar la legit e decent, dacă nu aveți pretenții de la skin changer sau chestii de genul, puteți să vi luați liniștiți. Sper că v-a plăcut acest episod, dați-vă acolo un like și un subscribe. Nu uitați la 70.000 de abonați, o să aveți live-ul ăla nebun de 12 ore și noi ne vedem data viitoare. Salut!